nouă dezinsecție a început astăzi în municipiu. Se aplică tratamente împotriva țânțarilor adulți, dar și împotriva căpușelor. Este Ziua Mondială a Pescuitului. Este un prilej pentru concursuri și dezbateri despre pescuitul responsabil sau pentru a pregăti bețele și momeala și de a ieși pe malul apei. România a reușit aseară o calificare istorică. A ieșit prima în grupă și s-a calificat în optimi, unde va întâlni Olanda. Arădenii au ieșit în stradă pentru a sărbători. O nouă dezinsecție în municipiu. Se vor aplica tratamente împotriva țânțarilor adulți pe timp de noapte, dar și împotriva căpușelor. Intervențiile sunt programate în nopțile de 27 spre 28 și 28 spre 29 iunie, respectiv în dimineața zilei de vineri, 28 iunie, tratamentul împotriva căpușelor. În cazul condițiilor meteo nefavorabile, data sau durata prevăzută se va decala sau prelungi. Tratamentul terestru împotriva țânțarilor adulți se va desfășura numai pe timp de noapte, în intervalul orar 21:45-4:30, în zone cu vegetație. Tratamentele de dezinsecție din această etapă vor include și un tratament împotriva căpușelor, tratament ce se va aplica în zonele verzi cu vegetație densă, din parcuri, spații publice și de agrement, dar și locații reclamate ca fiind posibile focare, aflate pe domeniul public și privat al municipalității. Produsele biocide utilizate sunt avizate de Ministerul Sănătății. Arădenii sunt rugați să evite să treacă sau să stea în zona de acțiune a utilajelor, în timp ce acestea pulverizează soluții de combatere a țânțarilor adulți, pentru a evita eventuale incidente neplăcute. Crescătorii de albine sunt rugați ca în perioada menționată să ia toate măsurile care se impun în vederea protejării albinelor. Pentru evitarea unor reinfestări sau apariția unor noi zone contaminate, se recomandă tuturor cetățenilor, asociațiilor de proprietari, agenților economici și instituțiilor de pe raza municipiului Arad să efectueze tratamente de dezinsecție. În perioada de desfășurare a acțiunilor de dezinsecție efectuate pe domeniul public și privat. Emoțiile au continuat joi pentru elevii de clasa 8-a care au avut de susținut cea de-a doua probă din examenul de evaluare națională, cea la matematică. Părerile sunt împărțite când vine vorba despre cât de grele au fost subiectele, însă speranțele tuturor sunt să obțină rezultate cât mai bune, care să le permită să-și continue studiile acolo unde doresc. Emoțiile au fost mari, însă și mai mari pe margine, unde părinții așteptau nerăbdător să vadă cum ies copiii din examene. Cum e așteptarea? Foarte grea. Aștept de mult și cu emoții mari. Oare cine are mai multe emoții, noastre sau copilul? Și cred că eu. S-a pregătit destul de bine. Mi s-a părut mai ușor la matematică decât la română. Probabil nu toți copiii au părerea asta, dar mie mi s-a părut mult mai ușor la matematică. De 4 ori pe săptămână aveam meditații, câte 2 ore. De 3 ori la matematică și 1 dată la română. Mă așteptam să fie mai greu, de sincer, dar nu zic că m-am descurcat. Da, mie mi s-a părut ok. La subiectul 1 și 2 am știut bine. La subiectul 3, Doamne ajută, dar mie mi-a plăcut. A fost o experiență nemaipomenită. Când am simulat, a fost mai ușor la simulare, mi s-a părut. A fost destul de greu, pentru că, mai ales că ne așteptam să fie mult mai ușor, pentru că noi am prins foarte mulți ani în pandemie. Dar în rest a fost ok. Subiectul 3 a fost mai greu. Puțin greu la geometrie, dar algebra a fost destul de ușoară. De astăzi încolo dăm drumul la distracții. În județul Arad, 3.363 de elevi de clasa 8-a sunt înscriși la evaluarea națională. Pentru ei sunt organizate 59 de centre. Atât centrele de examen, cât și centrul zonal de evaluare sunt dotate cu sisteme de supraveghere video-audio. Pentru sesizarea eventualelor fraude sau acte de corupție, se poate apela gratuit Tel Verde al Inspectoratului Școlar Județean Arad, 0800 816 257. Elevii au susținut marți proba la limba și literatura română, iar joi la matematică. Și unde este cazul, vineri vor susține examenul la limba și literatura maternă. Primele rezultate se vor afișa în data de 3 iulie până la ora 14. Apoi, inclusiv în data de 4 iulie până la ora 12, se vor putea depune contestații. Rezultatele finale după contestații se vor afișa pe data de 9 iulie.
Vouchere de vacanță 2024. Ce puteți face cu tichetele de vacanță nefolosite de anul trecut? Potrivit legii, nu se poate înstrăina un tichet de vacanță nefolosit. Vestea bună este că tichetele de vacanță nefolosite pot fi utilizate pentru a programa vacanțe după depășirea termenului de valabilitate. De exemplu, dacă voucherele de vacanță expiră pe data de 10 iunie, puteți rezerva sejurul pe 9 iunie pentru august 2024 sau chiar pentru decembrie 2024. Pentru o categorie specială de angajați din instituțiile publice se decontează serviciile turistice în limita 1600 de lei pentru un salariat, pentru cei care au salariul net lunar mai mic de 8000 de lei inclusiv. Tichetele de vacanță pot fi folosite numai în România, iar procedura este simplă. Beneficiarul voucherului alege hotelul sau vila unde dorește să meargă, verifică dacă unitatea de cazare este pe lista partenerilor care acceptă vouchere de vacanță, face rezervarea și achită folosind cardul primit. Vânzarea tichetelor este interzisă și se pedepsește cu amendă atât pentru vânzător, cât și pentru cumpărător. Amenzile pot ajunge la 26.000 de lei. De asemenea, unitățile hoteliere care acceptă tichete de la persoane care nu sunt titulare riscă amenzi de până la 13.000 de lei. Condițiile meteo recente cu ploi abundente și umiditate crescută favorizează apariția ciupercilor. Direcția de Sănătate Publică Arad avertizează asupra riscurilor consumului de ciuperci recoltate neorganizat sau achiziționate din piețe, pentru că își pot face apariția exemplarele din speciile de ciuperci otrăvitoare, care generează intoxicații acute la consumatori. În România sunt cunoscute peste 1600 de specii de ciuperci superioare, ciuperci cu pălărie, al căror diametru este mai mare de 4 mm. Dintre acestea, aproximativ 400 sunt comestibile și peste 200 de specii sunt cu siguranță toxice. Recoltarea și consumul ciupercilor sălbatice pot duce la intoxicații grave, deoarece multe specii sunt otrăvitoare. Toxicitatea acestor ciuperci nu poate fi redusă prin fierbere, uscare sau macerare în oțet. Intoxicațiile se manifestă prin greață, vărsături, dureri abdominale, halucinații, scăderea tensiunii arteriale, tulburări nervoase, salivație abundentă, lăcrimare, micșorarea pupilei sau scăderea pulsului și pot apărea între 15 minute și 12 ore după consum. Astfel că specialiștii vă recomandă să consumați doar ciuperci cunoscute sau achiziționate din magazine. Nu consumați ciuperci crude. Păstrați ciupercile la frigider și consumați-le în maximum 2 zile. În caz că apar simptome, apelați imediat numărul unic de urgență 112. Poliția română a întreprins demersuri pentru îmbunătățirea capacității instituționale de prevenire, descoperire și investigare a faptelor antisociale cu mobil discriminatoriu. În perioada iunie-iulie 2024, Inspectoratul General al Poliției Române desfășoară o amplă campanie națională de informare, axată pe prevenirea infracțiunilor motivate de ură. Numele meu este Gelu Duminica. Sunt profesor și doctor în sociologie. Îmi aduc aminte cum în copilărie eram ținta discriminărilor pentru că sunt de etnia romă. La sfârșitul clasei a patra, pentru sărbarea de sfârșit de an, am avut ambiția să susțin de unul singur un recital la violoncel. Cu toate că mă pregătisem foarte mult pentru acest eveniment, aveam emoții și mă așteptam să fiu din nou agresat. Unii copii au încercat din răsputeri să-mi strice momentul, însă recitalul meu a fost de mare succes. La final, în mulțimea de aplauze venite din toate părțile, pe acea mică scenă, am înțeles ceva foarte important. De fapt, nu cei discriminați sunt o minoritate, ci doar cei care discriminează. Stă în puterea noastră să nu dăm curs instigărilor la ură rasială sau la discriminare. Stă în puterea noastră să descurajăm ura. O parte importantă dintre eforturile instituționale de a asigura aceste obiective s-a realizat în cadrul proiectului Acțiune Integrată pentru combaterea infracțiunilor cu mobil discriminatoriu, în special cele îndreptate împotriva comunităților rome și asigurarea unui standard înalt de calitate al serviciului polițienesc, PDP-3, finanțat prin mecanismul financiar norvegian 2014-2021. Bugetul proiectului a fost de aproape 3 milioane de euro, dintre care 85% finanțare nerambursabilă și 15% contribuție națională.
Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au desfășurat o acțiune în orașul Sebiș. La domiciliul unei femei de 55 de ani au fost găsiți 29 de câini și căței. Polițiștii spun că patrupedele nu erau îngrijite conform cerințelor minime ale legii. Toți câinii au fost preluați de reprezentanții adăpostului public Arad în baza ordinului de plasare în adăpost emis de polițiști. Femeia va fi sancționată contravențional pentru neluarea măsurilor minime de îngrijire a animalelor, anterior fiindu-i aplicate și alte sancțiuni contravenționale în valoare de 22.000 de lei. Pe durata vacanței judecătorești legale, respectiv în perioada 1 iulie-30 august, la Tribunalul și Judecătoria Arad, compartimentele care desfășoară activități cu publicul, anume Registratura, Arhiva și Biroul de Informare și Relații Publice, vor avea program cu publicul de luni până vineri, între orele 8.30 și 10.30. Preluarea actelor pentru aplicarea apostilei se va efectua de luni până vineri la Registratură, în intervalul orar 8.30. 30-10-30, iar eliberarea actelor apostilate se va efectua de luni până vineri în intervalul orar 11-12, tot la Registratură. Începând cu data de 2 septembrie, compartimentele care desfășoară activități cu publicul vor funcționa după programul normal. În perioada vacanței judecătorești vor fi judecate numai procesele pentru care legea prevede soluționare de urgență. Pe 27 iunie este marcată Ziua Mondială a Pescuitului. Inițiativa sărbătorii a fost lansată în anul 1984 la Conferința Internațională pentru Reglementare și Dezvoltare a Pescuitului găzduită de Roma. Sărbătoarea este un prilej pentru dezbateri despre pescuitul responsabil. În multe țări, în această zi, se organizează concursuri de pescuit. Pasiunea pentru pescuit a fost preluată în ultimii ani de tot mai multe femei. Pescuitul este o activitate agreată, indiferent de vârstă. Peștele de-a lungul anilor a fost un element de bază în alimentația oamenilor și a influențat culturi vechi de mii de ani. Cu timpul, pescuitul a devenit o industrie de care economiile multor țări depind. Vânate excesiv însă, unele specii marine sunt acum pe cale de dispariție. Se zice că nu e bine să urezi unui pescar baftă și asta pentru că atrage ghinionul. Urarea tradițională este fir întins. De Ziua Națională a Pescarilor, vă urez tuturor fir întins. Ce să zic, să ne vedem pe malul apei cât mai des și Doamne ajută la toată lumea să vedem pe fiecare cu câte un pește. Lungmetrajul Din nou îndrăgostită va fi proiectat la cinematograful Arta din Arad, deschizând seria Filme de vacanță, care se va derula până în luna august. Filmul în care joacă binecunoscuta Celine Dion și care a dat și 5 melodii pentru coloana sonoră va fi proiectat vineri, 28 iunie, de la ora 19. Filmul este o poveste de o potrivă captivantă și romantică, despre ce înseamnă să primești o a doua șansă, dar și despre cum să continui să mergi mai departe după ce ai suferit o pierdere grea. Accesul va fi gratuit în limita locurilor disponibile. Evenimentele de la cinematograful Arta din Arad sunt organizate de Primăria Municipiului Arad prin Centrul Municipal de Cultură. Biblioteca județeană Alexandru Dec Senopol Arad va găzdui cea de-a doua ediție a evenimentului Vin la Curte, ce va avea loc în acest final de săptămână de vineri și până duminică, între orele 18 și 22. Evenimentul va celebra cultura vinului și va promova podgoria Miniș Măderat, alături de alte valori locale din regiunea arădeană. Vin la Curte rămâne fidel mesajului transmis la prima ediție, subliniind importanța tradiției și autenticității viticulturii locale. Ediția este dedicată vinului alb din podgoria Miniș Măderat, perfect pentru sezonul estival. Pe lângă asta, vineri are loc vernisajul expoziției de fotografii Vin, cultură și istorie, podgoria Miniș Măderat, o expoziție dintr-o carte și prezentarea volumului Drumul vinului de-a lungul podgoriei Aradului Miniș Măderat, o altfel de istorie. Duminică, iubitorii de poezie sunt invitați la lansarea volumelor Oculta și Mors Omnibus,
spus de Cristian Neamțu. O agenție imobiliară va organiza activități dedicate copiilor pe tot parcursul evenimentului, de la desen și colorat, la jocuri interactive și amuzante. Florin Ristei va cânta alături de Filarmonica din Arad în cadrul evenimentului Pop and Rock Sinfonic din Piața Catedralei. Sâmbătă 29 iunie de la ora 20:30, Florin Ristei și Orchestra Sinfonică a Filarmonicii, condusă de Șerban Niculae, îi așteaptă pe arădeni în Piața Catedralei, la o seară electrizantă cu piese proprii, dar și cover-uri, titluri cunoscute din muzica românească și internațională, prezentate în aranjamente sinfonice în premieră la Arad. Bună ziua, suntem în Piața Catedralei, locul unde în 29 iunie, de la ora 20:30, va avea loc concertul pe care Filarmonica vi-l propune anul acesta cu Florin Ristei. Este în cadrul programului nostru Pop Rock Sinfonic, așadar vă promitem că va fi o experiență foarte frumoasă. De ce? Pentru că cea mai mare parte a lucrărilor care se vor cânta sâmbătă sunt scrise în premieră pentru Florin Ristei și orchestră, așadar se vor auzi prima dată la Arad. Încă un lucru foarte important de menționat este că intrarea este liberă, așadar haideți cât mai mulți arădeni să umplem piața asta și să avem o experiență foarte frumoasă, pentru că Florin Ristei va cânta cea mai mare parte a programului lui Rock Sinfonic aici la Arad în premieră. Dana, prietena ei, las-o să zboare, timpul vindecă totul, Just the Way You Are, Somebody to Love sau Hall of Fame sunt doar câteva dintre promisiunile acestei întâlniri. Programată în seria anuală de evenimente Pop and Rock Sinfonic, Florin Ristei este un cunoscut solist și prezentator de televiziune. Născut la Galați, a debutat în anul 2000 cu melodia Dana, piesă cunoscută de mai toată lumea. A făcut parte din trupa Amicii până în 2004, iar din 2005 a devenit solistul trupei Marfar. A revenit în atenția publicului începând cu 2013, când a fost câștigător al emisiunii concurs X Factor. Accesul la evenimentul de la Arad este liber. Sunteți poftiți să aflați istoria fostelor cinematografe arădene din centrul orașului și să le vedeți la fața locului. Este vorba despre cândva celebrele cinematografe Dacia, Apollo, Urania, Studio sau Corso, care acum au alte destinații. Asociația Turism Alternativ și Arad Free Tours poftește arădenii duminică la o nouă ediție a proiectului Turist la tine acasă, în spatele ușilor închise. Participarea la tur va oferi o oportunitate de a înțelege mai bine diversitatea și bogăția peisajului cinematografic local din perioada de glorie, oferind o perspectivă asupra evoluției locale, impactul social și cultural al filmului asupra comunității, precum și provocările și transformările industriei de-a lungul timpului. Turul va începe la ora 17 din fața fostului cinema Dacia și va cuprinde cinema Apollo de la Palatul Lloyd, Bulevardul Revoluției 89, cinema Urania de la Teatrul Vechi, strada Gheorghe Lazăr numărul 3, cinema Apollo de la Palatul Bohuș, cunoscut ultima oară drept cinema Studio, strada Vasile Goldiș numărul 3, cinema Corso, cunoscut drept cinema Mureșul, pe strada Mihai Eminescu numărul 5 și apoi se va încheia la cinema Arta, singura locație din cele enumerate care mai funcționează ca cinematograf. La cinema Arta organizatorii îi vor avea ca invitați pe proiecționistul cinematografului, care va arăta celor prezenți cum funcționează și cum a evoluat tehnologia de proiecție în ultimele decenii, dar și pe arhitectul care a proiectat cinematograful Arta în anii 1980. Spectacol aniversar la Teatrul de Vară al Centrului Cultural Județean Arad. Grupul vocal Feciorii Zărandului a sărbătorit un deceniu de activitate printr-un concert folcloric. Cu fecile, la 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 la, și le țugurițele, la 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 la. Hai da mândră, hai da mândră să te joc, vină mândruliță, că ești mândră bună. Vreau să margă dansurile, că la mova, că la mocile, margă! Mândra
mai zărândan, la 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 la, o cunosc după sprășan, la 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 la. Și e mândra juca bine, la 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 la, că-i pată din sacul vine, la 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 la. Hai da mândră, hai da mândră să ce joc, vină mândruliță că ești mândră tot. La moment aniversar s-au oferit diplome și plachete. Bună seara! Vă mulțumesc pentru că ați venit să fiți în această zi alături de noi, alături de 10 ani de activitate, alături de acest tânăr minunat pe care am pariat și care a fost de acord să ia mai departe, dar desigur că dacă nu ar fi avut toți acești membri alături de ei, în această zi spectacolul nu ar fi fost la fel de frumos. Iubitorii de folclor au avut parte de muzică tradițională cu artiștii Voichița Suba, Alexandru Pop Zărândean, Ioana Luguzan Roxin, Petrică Pașca și grupul Sânzienele. Ei au fost acompaniați de taraful Școlii Populare de Artă, coordonat de Vasile Rus. Invitat special a fost Ionuț Fulea. Spectacolul a fost prezentat de Felicia Stoian. La mândra când am ajuns, măi, furca-ntrejărul în sânie, cu mâna pe fus dorme, măi. Scoală mândru, aprinde lampa, că de nu mă duc la altar. Înființat sub îndrumarea profesorului Mărioara Miclea, grupul Feciorii Zărandului promovează vocile masculine din cadrul Școlii Populare de Artă Arad. Repertoriul grupului cuprinde cântece folclorice specifice regiunii Zărandului, dar și naționale. De-a lungul anilor, grupul Feciorii Zărandului a adus în fața publicului cântece de joc, ritualice, colinde și pricesne. Tenorul Ștefan von Korch în premieră în recital la Maria Radna Open Air pe 5 iulie împreună cu soprana Irina Baianț. Lipova Symphonic City Maria Radna Open Air, eveniment de referință dedicat muzicii clasice din România, se va desfășura în data de 5 iulie de la ora 21 la Lipova, pe platoul Bazilicii Maria Radna. În acest an, în fața publicului, vor performa doi artiști de renume, de referință ai muzicii clasice, soprana Irina Baianț și tenorul Ștefan von Korch. Cei doi sunt cunoscuți la nivel național, dar și internațional pentru valoarea vocilor lor. Concertul Lipova Symphonic City Maria Radna Open Air a ajuns la cea de-a 6-a ediție. Acesta este unul dintre cele mai mari evenimente în aer liber, dedicate muzicii culte din țară. Solistul va oferi iubitorilor de armonii simfonice un recital extraordinar, printre ale cărui repere se vor număra La Dona e mobile, O sole mio sau La Danța. Dragi spectatori și iubitori de muzică clasică, vă invit în data de 5 iulie la ora 21 la Lipova Symphonic City Maria Radna Open Air, unde alături de soprana Irina Baianț și maestrul Dan Crișan vă așteptăm cu mare drag. Tenorul va împărți scena de pe platoul Bazilicii Maria Radna cu soprana Irina Baianț. Sunt Irina Baianț și vă aștept în număr cât mai mare pe data de 5 iulie la Lipova Symphonic Open Air să ne bucurăm de un concert de suflet. Calificare istorică la Euro 2024. România și Slovacia au terminat ultimul meci din grupe, miercuri seară, la egalitate, scor 1-1. În urma acestor rezultate, toate cele patru echipe au acumulat câte 4 puncte. România a câștigat grupa, Belgia s-a clasat pe locul al doilea, iar Slovacia pe locul 3. Ucraina a părăsit competiția. După ultimele meciuri din faza grupelor, România și-a aflat și adversarul din optimi. Naționala va întâlni Olanda pe 2.
2 iulie la München. Meciul va avea loc de la ora 19, ora României. În cazul în care va trece mai departe în sferturi, România va juca împotriva câștigătoarei dintre Austria și Turcia. Românii au ieșit în stradă în mai multe orașe pentru a celebra victoria, iar Aradul nu face excepție. Minunat! A fost un meci excepțional, nu puteam să se termine mai frumos de așa. Se termine România pe primul loc, scorul nu mai contează, chiar dacă a fost 1-1, noi ne doream să fie 2-1, măcar să avem o victorie, dar poziția în clasament spune totul. Veni să susținem echipa națională mereu alături de România. Ne bucurăm foarte mult că ne-am calificat, suntem pe primul loc, un loc meritat. Hai România, Doamne ajută! Sincer, ne-am așteptat să câștigăm, dar e bine și așa pentru noi că mergem în optim mai departe. Primul loc. Da, da. O urare pentru România? Hai România! Cu cine ai venit aici în piață? Cu o grămadă de prieteni. Excelent! Locul întâi, grupa asta e tare de tot. Hai România! Fotbaliștii arădeni în impas, unde vor juca aceștia sezonul viitor. Albert Stahl, mijlocașul de bandă de 25 de ani, are cele mai mari șanse de a continua în Superligă. Deși Mircea Rednic a renunțat la serviciile sale și acesta nu a fost inclus în deplasarea echipei la Rogla, Stahl se antrenează separat la Arad. Impresarul său a avut contacte și cu alte cluburi, însă fără rezultate concrete până acum. Adrian Petre, revenit de la FC Tunari, nu a reușit să-l convingă pe Rednic să-i ofere o nouă șansă. Petre, fost internațional de tineret, își evaluează acum opțiunile. În sezonul trecut a jucat pentru Hermannstadt și apoi pentru echipa cu care Dan Alex a ajuns în Liga a treia. În total a bifat doar 384 de minute oficiale în toate competițiile. Cătălin Hlistei, în vârstă de 29 de ani, a început sezonul trecut la Poli Iași, echipă cu care promovase din Liga a doua, dar s-a transferat la Concordia Chiajna pe finalul perioadei de transferuri. Speranțele sale de promovare cu ilfovenii s-au spulberat, echipa terminând în play-out, iar Ciprian Rus, primul capitan al UTEI de la revenirea echipei în Superliga în 2020, a evoluat ulterior pentru viitorul Pandurii Târgu Jiu, Unirea Slobozia și CSM Reșița. Recent, CSM Reșița a renunțat la atacantul de 33 de ani. Continuăm săptămâna cu șanse mari de precipitații. La noapte minimele termice nu vor scădea sub 18-19 grade. Vântul va bate cu 11 km pe oră dinspre sud-sud-est, iar șansele de precipitații vor fi de 45%. Pentru ziua de mâine se anunță cer parțial noros. Maximele termice vor atinge valori de 29-30 de grade. Vântul va bate dinspre nord-nord-est, iar șansele de precipitații vor fi de 30%.